Unicintea expoziției Max Herman Maxi și în același timp cu o problematică legată de această expoziție. Mă bucur că doamna Alexandra Chiriac a răspuns invitației noastre de a susține această primă conferință, o să urmeze și o altă conferință. E o conferință, după cum ați, cred, remarcat, cu un titlu de prima pagină, nu? O lampă ca un monument. Asta deja spune foarte mult despre ceea ce însemna obiectul, ce devenise obiectul cu caracter utilitar în prima parte a secolului 20 și mai ales în cadrul unor curente de avangardă care mutau atenția din zona aceasta, cum se zice, a contemplației artistice către obiect și către artistul care devine un soi de inginer în societate și care își pune forța creatoare și capacitatea de a se pune în slujba societății. În slujba societății. De asemenea și ceea ce urmează mi se pare foarte, foarte bine găsit și o felicit încă o dată pe doamna Chiriac pentru această, cum să-i spun, impostație de la început, modernismul între comerț și pedagogie, pentru că, o să vedeți, este o nuanță care leagă aceste două aspecte și care țin din nou de aspectul practic al artei și aspectul pus în lucrurile care țin de contextul artei direcționat către zona socială, a societății, a utilității artistului în societate. În două cuvinte aș vrea să vă prezint pe doamna Alexandra Chiriac, dânsa este absolventă, a realizat un doctorat la Universitatea St. Andrews, din localitatea St. Andrews, Scoția, și a absolvit un master la Institutul de Artă, sau hai să spunem în engleză, Cortland Institute of Art din Londra. De asemenea, ceea ce o recomandă și, mă rog, în felul acesta am ajuns să comunicăm și să punem la cale această conferință, calitatea sa de autor al unei lucrări care a apărut anul trecut, este, pot să spun, proaspăt ieșită din, cum să zic așa, într-o manieră vetustă, teascurile editurii. Nu cred că se potrivește în contextul ăsta al modernismului, dar mă rog. Se numește Performing Modernism, A Jewish Avant-Garde in Bucharest. Parte din acest studiu se referă exact la parte din problematica acestei expoziții a artistului Max Herman Maxi, ca autor al unor lucrări de scenografie și al calității sale de membru al Academiei Artelor Decorative și atelierului Artelor Decorative pe care l-a înființat în cadrul revistei Integral în anii 20 și unde o să vedeți ce s-a întâmplat. Îi dau cuvântul doamnei Alexandra Chiriac și îi mulțumesc mult pentru faptul că a acceptat să ne prezinte acest material. Cred că este o premieră în România și nu știu, ați mai prezentat conferința asta undeva? Nu. Iată, asistăm la o premieră mondială. Vă doresc o seară plăcută și mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Bună seara! Sper că mă descurc cu microfonul. Se aude bine? Mă auziți, da? Este o premieră și în limba română, pentru că nu prea am mai prezentat, așa că să mă iertați dacă fac vreo stângăcie în vocabularul care de obicei îl folosesc în limba engleză. Mulțumesc foarte mult domnului director Stăgerean și Muzeului de Artă pentru invitația de a prezenta în seara asta și mai ales că suntem în expoziție, chiar este ceva, este un moment foarte special pentru mine, pentru că studiez pe Maxi cam de 7-8 ani de zile, deci m-a acompaniat mereu de-a lungul acestor ani. Și spuneați că titlul este de prima pagină, chiar este, pentru că vine de pe prima pagină a revistei de avantgardă Contemporanul, în 1929, într-un articol de Ion Vinea, din care am să vă citez un pic acum. Este un articol intitulat Interiorul nou, în care Ion Vinea își expune aprecierea față de formele noi de artă, ne spune el, care și-au găsit o expresie concretă și aplicată în atelierele de mobilă, legătorie și decorație ale lui Maxi.
și în cele câteva clădiri, pilde de sobră eleganță, confort și ieftinătate, ale arhitectului Marcel Iancu. Dovada vitalității acestei arte o face însăși biruința ei în domeniul utilului. Într-o mobilă, într-un bibelou, într-o țesătură. E o luptă câștigată. Năvala cucerește marile orașe. Când ne plimbăm prin București, într-adevăr, vedem această năvală care a cucerit și centrul Bucureștiului și vedem clădirile moderniste ale lui Marcel Iancu și colegilor săi, dar, din păcate, nu sunt într-o stare foarte bună, după cum știm. Dar eu vreau să vă povestesc în seara asta despre ce se întâmplă și în interioarele acestor clădiri. Ceea ce cunoaștem mai puțin, poate. Deci, care sunt începuturile artelor decorative de factură modernă la noi? Și tot Ion Vinea, autorul articolului, ne adresează o invitație. El spune, nimic mai onest și mai categoric decât comerciala invitație. Vizitați și vă veți convinge. Vorbește de atelierul lui Maxi. Am fost ispitit să o utilizăm ca moto în capul acestor rânduri. Și o să preiau și eu motoul acesta, vizitați și vă veți convinge. Și vă invit cu mine într-o plimbare prin Bucureștiul Interbelic. Și o să începem prin a vizita Academia de Arte Decorative, care este, de fapt, practic prima tentativă de a aduce un suflu nou în artele decorative de la noi. În expoziție aveți această fotografie în mărime mare care ne arată această instituție în perioada ei de glorie, dar eu vreau să pornesc puțin mai devreme. Vreau să iau de la început ca să vedem cum s-a format instituția. Deci instituția se formează în toamna lui 1924 și este o colaborare între două personaje care le vedeți aici. Primul este Heinrich Fischer Galați, un mecena, un industriaș care este foarte interesat de artele, dezvoltarea artelor în România și el de-a lungul timpului creează mai multe societăți pentru a ajutora artele, a promova artele și finanțează de asemenea și Academia de Arte Decorative. Iar cel de lângă el în această imagine este Andrei Vespremie, care este directorul și creatorul de fapt acestei instituții, Academia de Arte Decorative. Cine este Andrei Vespremie? Probabil că n-ați mai auzit de el, decât dacă v-am spus eu. Este un fel de erou necunoscut, aș spune, al modernismului românesc, pentru că el creează această instituție, care este cumva prima instituție, aș spune, chiar de design în domeniu, care deschide domeniul designului la noi în țară. Una din primele instituții care face lucrul acesta. El merge la Berlin în perioada 1920-1922 și se specializează în artele decorative și pedagogia acestora la o școală foarte interesantă, școala Reimann, pe care o vedeți aici. Aceste imagini sunt din anii 30, deci arată oarecum mai avansat decât ce se făcea în anii 20, dar puteți să vă faceți oricum o idee că era o școală foarte modernă, înființată chiar cu 15 ani înaintea Bauhausului. Deci Bauhausul se deschide, această celebră instituție a modernismului, în 1919. Școala Reimann debutează încă de la începutul secolului 20 și devine foarte, foarte cunoscută în domeniu, are colaborări cu arhitecți și designeri din Germania în momentul acela și este o școală care practic contribuie la profesionalizarea artelor decorative, transformându-le în ce cunoaștem astăzi ca fiind design. Practic, studenții care mergeau la școala Reimann învățau designul de obiect, de interior, designul vitrinei, despre care vom vorbi mai târziu. De asemenea, ce mai avem aici? Avem modă, designul textil, designul de modă, obiecte de metal și așa mai departe. Și fiind aici la școala Reimann, Vespremie ar fi fost înconjurat de foarte mulți studenți. Erau sute de studenți care mergeau aici în fiecare an, care vreau să deprindă designul comercial și să lucreze în industrie și comerț. Și erau și studenți din foarte multe țări. Deci este o atmosferă foarte cosmopolită.
Putem să spunem, deci, că educația lui Vespremie este mult mai avansată decât ce ar fi avut, de ce ar fi avut parte în, în București în momentul respectiv. Unde am putea spune că, în general, artele decorative în perioada acestea erau asociate mai mult cu zona rurală, cu ce se producea în gospodăriile țărănești, ce vedeți astăzi, să zicem, la Muzeul Țăranului, care, de fapt, se și creează tot la începutul secolului. Vespremie revine la București și deschide Academia de Arte Decorative, cum spuneam, în 1924, iar programa școlară este bazată pe foaia lui, pe cunoștințele lui din Germania, pentru că am găsit foaia lui matricolă și notele care le-a luat la școală. Și deci știm la ce se pricepea foarte bine. Era foarte bun la legătorie de carte, prelucrarea metalelor, grafică, ornamentală, practic designul grafic din ziua de azi. Și asta se predă și la Academia de Arte Decorative la început. Avem diverse cursuri de metal, de legătorie de carte, exerciții grafice, cum vedeți aici cum se numeau în perioada respectivă. Și avem și concursul unor personaje din avangarda din România. Foarte interesant că, de exemplu, Milița Petrașcu este cea care predă clasa de sculptură încă de la începutul Academiei, ea fiind cunoscută ca studenta lui Brâncuș în perioada respectivă. Asta în 1924 și deja în 1925 vedem că Vespremie este colaboratorul celorlalți artiști avangardiști din București, de exemplu Marcel Iancu și Victor Brauner îl apelează la el pentru planuri și execuții ale schițelor lor de arhitectură de interior, mobilă și alte, cred că făceau și afiși probabil. Și în 1925, în primăvara lui 1925, Vespremie contribuie și la un spectacol, un eveniment pentru scriitorii și artiștii evrei. Și aici știm că întâlnește și pe Maxi, pentru că îi apar desenați în caricatură în broșura acestui eveniment. Sunt niște caricaturi foarte simpatice, cel puțin al lui Maxi, mi se pare că a ieșit foarte bine. Este de Jacques Apralic, un caricaturist foarte cunoscut la perioada aceea. Și apoi îl avem și pe Vespremie, desenat chiar de Marcel Iancu. Iar Marcel Iancu este și el cooptat în a fi profesor la Academia de Arte Decorative. Mai târziu predă designul de interior și încă ceva, nu mai știu exact ce, clasa de desen și pictură. Deci predă și pictură și mai avem, de exemplu, și pe Sigismund Maur, care este foarte bun la reclamă și afiș. Deci sunt niște nume sonore din perioada respectivă. Academia devine destul de cunoscută. Sunt cursuri chiar și pentru copii, de la 4 la 12 ani. Cursurile, bineînțeles, pentru adulți, dar și cursuri de perfecționare pentru meșteșugari avansați, care studiază, în general, cu Vespremie. Cred că se vede la clasa de legătorie artistică, de exemplu, care este foarte bine dezvoltată. Avem legătorie în pergament, piele, pânză, hârtie, hârtie decorativă, aurire de mână. O să vedeți și în expoziție, nu știu dacă ați văzut expoziția deja, sunt niște cărți foarte frumos legate cu acest desen aurit. Și avem clase speciale pentru elevi înaintați și meseriași. Deci, Academia oferă câte ceva pentru toată lumea. Și chiar Maxi scrie în integral în 1926 despre rezultatele Academiei, ne spune despre clasele sale populate cu elevi prin atelierele sale lucrătoare. Producția e destul de spornică și diferită. Calitatea obiectului reiese din răsfățul tehnicei artizanului model. E cel mai mare câștig ce s-a dobândit. E meritul dintâi al domnului Vespremie. Așa. Hai să vedem ce face și Maxi în acest timp. El știm că devine interesat de artele decorative, încă posibil să fie chiar din perioada berlineză și Maxi merge la Berlin, precum Vespremie,
în 1922-23. Și primele obiecte care le expune, din câte știm, sunt în 1924 la expoziția Contemporanul. Această expoziție este una foarte cunoscută în istoria artei românești pentru că e o expoziție internațională unde vin foarte mulți artiști de avantgardă din toată Europa. Și aici Maxi expune mai multe picturi, dar expune și mobilă. Expune un screen, cum vedem în catalogul expoziției. Iar mai apoi, în 1925, avem reclama atelierului Reviste Integral, care apare. Deci știm că exista acest atelier, o colaborare între Maxi Victor Brauner și Corneliu Michelescu, și care oferea diverse lucruri. Vedem aici decorațiuni interioare, mobile, covoare, ceramică, decoruri de teatru, afișe și așa mai departe. Și știm despre acest atelier datorită Revistei Integral, care putem să spunem că este tot un obiect de design, este un obiect de design grafic. Și pe care puteți să o vedeți aici în expoziție, cred că toate numerele, ceea ce mi se pare un lucru foarte special. Revista apare între 1925 și 1928 și deși nu știm exact foarte bine ce a produs atelierul integral, avem niște exemple de grafică de reclamă, chiar în paginile revistei, care sunt create de Brauner, de Corneliu Michelescu și de Maxi. Tot așa, nu știm dacă ele sunt comandate de anumiți clienți sau dacă sunt pur și simplu niște încercări de a face genul ăsta de grafică, dar sunt foarte interesante. Avem aici una a unui cabinet de avocatură făcută de Corneliu Michelescu și cea de sus, din partea de sus a paginii, Întreprinderile Știrbei, cred că scrie, este probabil făcută de Maxi. Este foarte amuzantă pentru că avem acolo scrie compot, vinuri, legume, conserve. Deci poate lucruri care nu le asociați cu avantgarda, dar pentru că avantgarda vrea să intre în zona asta utilului, ajungem și la conserve. Deci, cum am văzut până acum, Maxi începe prin a fi interesat de mobilă, am văzut de designul grafic și mai face și obiecte textile. Tot aici în expoziție aveți ocazia să vedeți un obiect care mie mi-este foarte drag, covorul acesta, care îl vedeți în imagine și care, practic, este un mesager direct al istoriei, pentru că el este unul din puținele obiecte care apare și în imaginile din epocă. Este același obiect, nu ceva asemănător. Și apare și în imaginile din perioada respectivă și, deci, vine la noi și ne povestește un pic despre ce a văzut. Covorul și aceste perne care le vedeți aici sunt interesante, sunt niște încercări ale lui Maxi de a lucra și în material textil, în designul textil. De ce sunt interesante? Pentru că ele provin din vocabularul cubismului. Avem aceste planuri geometrice care se suprapun și avem de asemenea și tehnica colajului pe care el o utilizează pentru a face obiecte, aceste obiecte de decor. Și este un tip de abordare foarte interesantă pe care o fac și unii artiști din Franța, în special Sonia Delone, pe care Maxi o ia ca un fel de model în anumite privințe, sau Fernand Léger de asemenea. Deci vedem cum vocabularul care aparținea poate de pictura cubistă la începutul secolului, este transformat, este utilizat în alte feluri în aceste obiecte. Deci, datorită acestui interes față de artele decorative din Franța, Maxi este cu atât mai siderat cu cât descoperă că România nu participă la expoziția de la Paris din 1925. Este o expoziție internațională de arte decorative și moderne, care ne dă și numele curentului Art Deco, până la urmă. Și nu numai că România nu participă, dar hotărăște și să trimită o expoziție alternativă, o expoziție națională,
care are loc în același timp cu expoziția internațională, unde participau alte țări. Și în această expoziție, se numește Expoziția de Artă Românească Veche și Modernă, avem mai degrabă obiecte de factură religioasă, folclorică și pictură de secolul XIX, cam asta apare în general. Comentariul lui Max este că nu există interes în România pentru obiecte de artă decorativă pentru mediul urban, este observația lui. Ea spune așa: România a lipsit de la expoziția din Paris, căci reprezentanții noștri responsabili erau convinși că în afară de arta simplă și instinctivă a țăranului român, noi n-am fi putut arăta nimic nou și interesant. Ca și cum orășanul nu-și clădește casa, nu-și împodobește interiorul și nu se îmbracă. În 1926, deci avem acest moment când Maxi expune la Academia de Arte Decorative și intră într-o colaborare mai strânsă cu Vespremie. Iar de la Vespremie el desprinde niște noi interese, niște noi meșteșuguri, chiar, și anume prelucrarea metalului și legătoria de carte. Și am să vă arăt aici un pic. Dacă vedeți, această vază seamănă cu una din expoziție, da? Seamănă pentru că este un model care este abordat mai întâi de Vespremie în 1926 și apoi de Maxi pe măsură ce el învață această tehnică a prelucrării metalului, a designului de obiecte din metal. Primul, adică un obiect asemănător, nu știu exact dacă este primul, s-ar putea să fie chiar primul care este publicat într-o revistă din perioada respectivă, care știm că este făcut de Maxi, este în ianuarie 1929. Cel pe care îl avem în expoziție este și semnat pe la baza obiectului, avem semnătura lui Maxi. O semnătură care și ea ne arată progresul lui în această materie. Acestea sunt două obiecte care le puteți vedea la Muzeul Brăilei și la muzeul la Casa Memorială Ion Minulescu și Claudia Milian. Vedem cum la început e această semnătură, care este destul de o semnătură standard, aș putea spune, în cei care pentru prelucrarea metalului. Iar mai apoi, Maxi își face un fel de branding. Eu m-am plimbat și prin expoziție și m-am uitat la semnătura lui în toate picturile, pentru că este foarte interesant cum se schimbă. Și când ajunge el să-și facă acest branding foarte vizibil și care îl folosește apoi pe toate obiectele, inclusiv pe obiectele decorative. Dar mai vreau să vă spun că tipul acesta de obiect, aceste platouri, așa ca un fel de, nu știu, un fel de floare, ca petale de floare, platouri și fructiere, ele sunt venite tot pe filieră germană de la școala Reimann. Sunt obiecte care Vespremie le-a realizat, probabil nu știm dacă a fost ideea lui sau dacă ăsta era ceva ce făceau ei în atelier, însă, în orice caz, sunt obiecte care provin din perioada lui Vespremie la școala Reimann și pe care Maxi apoi le preia și lucrează și el, își face obiecte de genul acesta. Apoi, stilul lui se maturizează și vedem niște forme noi, iarăși avem aceste forme din sfera cubismului, aș putea să spun, unde avem niște forme geometrice mult mai bine definite și, de asemenea, Bauhausul, care la momentul respectiv devine cunoscut pentru obiectele din metal ale Marianei Brandt pe la finalul anilor 20. Și aceasta probabil este o inspirație pentru Maxi, de exemplu acest chainic cu o formă care îl vedeți în expoziție așa ca o formă de clopot. Deci aici avem o inspirație mai degrabă de factură din Germania, dar și niște obiecte foarte interesante care le-am găsit și care chiar aduc această idee de colaj pe care am găsit-o și în obiectele textile, le vedem și la metal. Deci chiar sunt niște obiecte care suprapun metalurile într-un fel care chiar amintesc de pictura, de compoziția cubistă. Este ceva foarte interesant.
Acestea sunt câteva din cărțile de la Muzeul Brăilei, care puteți să le vedeți aici în expoziție. Sunt, tot așa, avem același, cam aceeași idee, ideea colajului, care este transpusă și în legătura de carte, unde avem un, o suprapunere de diverse tipuri de piele colorată, dar și de asemenea de elemente de metal, un lucru destul de nou la vremea respectivă. Acest volum colorat este unul foarte frumos, foarte special. Eu cred că este o colaborare între Maxi și Vespremie, pentru că coperta aceasta, cu, cum spuneam, ca un fel de colaj, probabil că este ideea lui Maxi, e ceva mai inspirat din spațiul francez, pe când semnul de carte, care este sub forma unui obiect de cult evreiesc, este o mică menora și este extraordinar de bine lucrat. Acest semn de carte aparține lui Vespremie, deci aceasta este o colaborare între ei. Pentru că ar trebui să spun că nu știm multe dintre legăturile de carte, nu știm exact cine le-a făcut, decât dacă sunt semnate, și nu multe sunt semnate. Și dacă vreți să vedeți mai multe obiecte făcute la Academia de Arte Decorative, vă sfătuiesc să mergeți la muzeul, la Casa Memorială Ion Minulescu. Și o să vă uitați pe acolo, o să vedeți în vitrină și niște cărți legate special pentru Minulescu, cărțile lui de poezie. De exemplu, romanțe pentru mai târziu. Și încă una de vorbă cu mine însumi, se numește, care face un fel de mic banc așa la adresa lui Minulescu. Avem ochelarii lui rotunzi și trabucul lui Minulescu, care apare pe coperta cărții. Deci sunt niște cărți făcute la comandă special pentru el. Și mai avem de asemenea o colecție foarte mare, mă rog, foarte mare, sunt cam 20 și ceva de obiecte, cred, dar oricum foarte multe aduse la un loc, la Muzeul Brăilei. Dacă aveți ocazia să mergeți după ce se încheie expoziția, să le vedeți pe toate, chiar merită excursia, este foarte interesant, e aproape ca o cameră concepută de către Maxi. Și ce este și mai interesant este că aceste obiecte vin din familie. Ele au fost donate de Mimi Șaraga Maxi, a doua soție a artistului, în perioada anilor, cred că 70, începutul anilor 80. Și cei de la Muzeul din Brăila mi-au spus că, de exemplu, unele din ceainice chiar au urme de folosință. Deci știm că erau folosite aceste obiecte frecvent în familia Maxi, ceea ce mi se pare foarte simpatic. Și mai avem încă o dovadă. Și anume că această bancă, pe care o vedem în expoziție, chiar apare într-un tablou al lui Mimi Șaraga Maxi din anii 50. Deci ea, probabil pictând acest tablou, s-a uitat prin casă și a găsit acest obiect, care s-a gândit că se integrează foarte bine în compoziție. Așa, dacă tot vorbim de soțiile lui Maxi, eu vă propun să vorbim și de prima soție, nu numai de a doua. Prima soție este Ana Melania Brun, o persoană foarte interesantă care a devenit, de fapt, cred că una din personajele mele favorite când am început să fac această cercetare. Ea este născută în 1893, deci este cu 2 ani mai în vârstă decât Maxi și are 29 de ani în momentul căsătoriei, deci este o persoană destul de matură, mai ales pentru perioada respectivă. Ea are o carieră, lucrează. Știm niște detalii de la fica lui Max Herman Maxi și a Melaniei Maxi, Liana, care se naște în 1923 și care scrie o carte în anii 80, o carte autobiografică despre familia ei. Cartea este și puțin, ea era o scriitoare care mai degrabă scria ficțiune, deci, mă rog, trebuie luate așa puțin detaliile, eu am încercat să aflu și alte, din alte surse, dacă sunt corecte sau nu, dar oricum ne dă așa o idee despre familia Maxi și cum,
cum era perioada respectivă. Deci, Ana Melania Brun, care o cunoaștem mai degrabă ca Mela Maxi, așa îi se spunea în familie și așa îi se spunea în cercurile avangardiste, lucrează la începutul secolului ca reprezentant al unei firme, Maple & Co. Este o firmă de mobilă care se autodenumește cel mai mare furnizor de mobilă din lume în acel moment. Este posibil să fi fost, este o firmă britanică și aveau reprezentanți într-adevăr prin toată lumea. Și se pare că Mela Brun, cum se numea în momentul acela, este cea care servește drept reprezentant al firmei în România. Și știm de la Liana că serviciile ei sunt cerute de cei dornici de a-și înfrumuseța interioarele caselor din capitală, vilele de la Sinaia, ori conacele de la Moșie. Mela devine expertă în diverse stiluri, de la Chippendale, la Biedermeier, la Regency și consultă cu asiduitate revistele de arte decorative. Și astfel, ajunge să îl cunoască și pe Maxi, de fapt. Ea îl cunoaște mai întâi pe artistul Henri Daniel la o licitație de mobilă veche. Și Henri Daniel o invită la vernisajul lui în 1921, vernisaj care are loc în același timp cu cel al lui Maxi. Mi se pare că la Sala Mozart, nu știu exact, cred că am ambele, da. Și astfel la acest vernisaj se cunosc Ana Melania Brun și Max Herman Maxi. Eu am un... am ghicit așa, eu cred că ea e, că aceasta este ea și că acesta este, mă rog, momentul întâlnire, dar pentru că avem foarte puține fotografii cu Ana Melania Maxi, nu pot să vă spun așa cu certitudine, dar mi-ar place să fie ea. Să spuneți voi ce părere aveți. Deci se cunosc în toamna lui 1921 și... în 1922 pleacă la Berlin, unde se și naște Liana Maxi în anul următor. Știm că Mela continuă să lucreze și probabil că și își aduce un concurs financiar destul de mare la susține familia, de fapt. Și asta nu o spun doar eu, o spune și Andrei Pintilie în anii 80 și mi se pare că o spune și Petre Oprea în cartea despre Maxi. Și nu numai că ea câștigă și bani pentru familie, dar îl susține și pe Max Herman și altfel. Îl susține înlesnindu-i relațiile personale și profesionale. Devine celebru salonul care se ține la familia Maxi în fiecare săptămână, mi se pare că joia, de-a lungul anilor 20, 30, chiar și 40. Și aici sunt invitați artiști, scriitori, actori. Este un loc foarte important al avangardei bucureștene și avem multe amintiri despre el, inclusiv Sasha Pană și Geo Boxa își amintesc în anii de după despre acest salon săptămânal și mai ales despre maniera Melei Maxi de a incita și de a conduce dezbateri și de a crea o atmosferă în acest salon. Și mi se pare interesant că pe coperta revistei 1, în iunie 1930, Mela apare împreună cu Max Herman în această vinetă pe coperta unei reviste de avangardă. Îi vedeți aici. Așa. Și mai interesant este că Mela Max este cea care propune colaborarea cu Academia de Arte Decorative și cu Andrei Vespremie și Heinrich Fischer Galați în 1926. Avem hârtia cu anteta Academiei pe care scrie sub conducerea, spune așa, expoziția Academiei Artelor Decorative, salon permanent de artă decorativă pentru interiorul modern, sub conducerea doamnei A. Brun Maxi. Și într-o colecție privată am găsit de asemenea și un document care este... Nu este exact un contract, dar este un document scris de Andrei Vespremie și Heinrich Fischer Galați, în care ei descriu cum va avea loc acest parteneriat cu Ana Melania Maxi. Este un document care este datat septembrie 1926
și confirmă, practic, crearea unui nou spațiu al Academiei, un spațiu expozițional. Ce înseamnă asta? Înseamnă că obiectele care sunt create în atelierele Academiei vor fi vândute în acest spațiu, vor fi puse în valoare și vor avea cumpărători. Iar conducerea acestui spațiu este a Amelei Maxi. Ea contribuie, ea, un capital de 100.000 de lei, deci o sumă destul de mare pentru această perioadă. Și va fi responsabilă, scrie în acest document, pentru alegerea obiectelor care vor fi expuse, pentru dirijarea spațiilor expoziționale, își va asuma toate atribuțiile unui bun administrator și va furniza rapoarte celorlalți parteneri. Deci, practic, ea este un manager al acestui spațiu. Și deci aici suntem în momentul vernisării expoziției Academiei Artelor Decorative, acest salon permanent, cum se numește. Avem niște imagini în care toată echipa este adunată în același loc. O avem deci aici pe Mela Maxi alături de Heinrich Fischer-Gala și Andrei Vespremie. Și avem o altă imagine care tot așa mie îmi place foarte mult. În mijlocul imaginei îl avem chiar pe Andrei Vespremie, care o ține în brațe pe micuța Liana Maxi, care are 3 ani în acest moment. Și de o parte și de alta sunt Mela și Max Herman. Și mi se mai pare interesant că la această academie erau foarte multe femei care erau angajate și care lucrau și deci predau cursuri sau erau șefe de atelier, de exemplu. Și mi-ar place mult să descoper cine erau toate aceste persoane care lucrau la academie. Deci este un loc modern și din punctul acesta de vedere. Dar să revenim un pic la expoziție și să vă imaginați cum ați fi în postura de vizitator în momentul vernisajului, că v-am promis că o să vizităm împreună spațiul. Liana ne spune că își dăduseră întâlnirea acolo criticii și specialiștii, colecționarii și snobii care voiau să fie în pas cu moda, elegantele Bucureștiului, care țineau să nu să vadă, ci să fie văzute. Gazetari, scritori, muzicieni, actori și mulți, mulți prieteni. Acesta este unul din spațiile principale, care îl vedeți și aici în fotografia din expoziție. Avem un ansamblu de mobilier de Maxi și, de asemenea, obiectele textile, covorul și pernele sunt de Maxi, precum și tabloul, de fapt, care se vede cel mai bine drept în față, cred că se cheamă Copzarul, dacă nu mă înșel. Mai avem apoi și diverse obiecte de metal făcute de Vespremie pe rafturi și pe mica bibliotecă și pe acel mic raft care e în fața ușii aici. Nu se vede foarte bine aici, dar sunt mai multe fotografii ale acestei camere. Avem un set de ceai venit de la Paris și o carte despre cubism, despre Braque, de fapt, despre artistul Braque. Deci este un fel de punere în scenă care este foarte interesantă, modernitatea din toate perspectivele sale. Încă un spațiu al expoziției aici e puțin mai aglomerat. Avem foarte multe obiecte de metal făcute de Vespremie, foarte interesante, inclusiv acest obiect care apare în contemporanul din 1926 și pe care îl menționează și mai mulți critici care scriu recenzii ale expoziției, pentru că este un obiect multifuncțional. Este o lampă care are niște compartimente unde puteți să vă puneți cerneala, penița, tot ce vă trebuie pentru birou. Deci aveți lampa pe birou și aveți așa și un mic ansamblu care puteți să vă scrieți poate scrisorile la lumina lampei. Ceea ce mi se pare mie cel mai interesant despre acest spațiu este ideea de ansamblu, de fapt. Deci avem niște interioare care sunt complete. Când intrăm aici, nu știm dacă suntem în casa cuiva sau dacă am intrat într-un magazin. În perioada aceea e o idee, mă rog, destul de nouă, nu foarte nouă, dar fusese folosită și la expoziția de la Paris în 1925. Și e o idee atât de bună încât și astăzi există, dacă mergeți la IKEA, funcționează fix pe același principiu. Însă, în
1926 în România este un lucru deosebit. Este o tehnică de marketing folosită de Mela Maxi și Max Herman Maxi pentru a atrage cumpărătorul, poate puțin recalcitrant, bucureșteanul recalcitrant, care poate nu vrea mobilă modernistă. Și atunci trebuie să vadă cum arată așa, per total. Și atunci când intră aici, aș face așa o idee mult mai bună, poate să vadă cum ar arăta un spațiu cu aceste obiecte. Maxi mai are încă o metodă foarte interesantă de a atrage atenția clienților bucureșteni. Spuneam că salonul Academiei e o punere în scenă. Ei bine, aici avem o punere în scenă chiar de adevăratelea. Avem o schiță de scenografie pentru piesa Manechinul Sentimental, care are premiera cam, nu știu, câteva săptămâni după ce se deschide Academia de Arte Decorative, spațiul expozițional, vreau să spun. Și ce vedem este că Maxi, practic, pune în scenă Academia de Arte Decorative, o pune chiar pe scena teatrului. Deci, ca spectator, mergea, intra în sală și vedea această, pe scenă, vedea această fațadă. Avea impresia că, că te plimbi pe stradă și că ai dat peste un magazin care arată foarte modern, are aceste elemente arhitecturale, tot așa foarte moderne, geometrice, această firmă cu litere sans serif și în vitrină avem, bineînțeles, obiectele care le putem cumpăra la Academia de Arte Decorative. Așa, am ajuns în perioada de apogeu a Academiei, în care avem toate aceste ateliere, toate cursurile pe care poate cineva să le urmeze la Academia de Arte Decorative, sunt cam 18, cred. Și în plus avem și acest spectaculos salon expozițional, unde putem să mergem să cumpărăm obiecte de mobilă modernă. În acest moment, ce se întâmplă? Vesprimie, nu știm de ce, hotărăște să părăsească România și se mută la Riga în 1927. El își continuă cariera mai degrabă ca pedagog, are și niște expoziții, dar este foarte interesat de pedagogie și predă în continuare arta și designul copiilor de toate vârstele. Academia este preluată de Maxi în mod oficial în 1927, cam în, cred că, vara sau toamna lui 1927. Știm asta din registrul Camerei de Comerț din București, în care apare faptul că Max Herman Maxi a preluat Academia de Arte Decorative. Și vedem cum totuși dispar un număr mare de cursuri. Se mențin cursurile de legătorie artistică și atelierul de metal, care au un conținut foarte, foarte larg, foarte avansat. Și, de asemenea, se pot cumpăra în continuare obiecte. Și știm și că în spațiul de la Academia de Arte Decorative se fac și expoziții ale altor artiști. Sunt invitați să expună acolo. Însă, în 1929, Maxi hotărăște să renunțe totuși la Academia de Arte Decorative, se pare că și din motive financiare, și își deschide propriul lui magazin, Studio Maxi. Deci își vede visul împlinit, are fațada modernă care apare pe stradă, cum o visase el pe scenă cu câțiva ani înainte. Și, deci, în această perioadă, 1928-29, activitățile lui în domeniul artelor decorative iau amploare și găsim imagini cu obiectele lui în multe publicații, precum Tipanița Literară, Vremea și așa mai departe. Are încă o expoziție unde prezintă aceste interioare complete, de data aceasta numai cu obiectele lui, în 1928. Și mai apoi participă și la diverse expoziții. În 1928 la Expoziția Internațională de la Barcelona ia un premiu pentru acest serviciu de ceai, care vedeți că totuși diferă destul de mult de cum arăta pavilionul românesc la această expoziție. N-am reușit să identific o imagine în care sunt expuse și obiectele lui Maxi în acest ansamblu. Dar aici vedem multe obiecte de ceramică, vedem aceste
textile cu motive florale, un vitraliu cu o tematică religioasă, deci totuși e ceva foarte diferit. Iar în 1931 participă la Salonul de Arhitectură și Artă Decorativă din București, ia premiul întâi și vinde. În Arhiva Națională am găsit în dosarul salonului și o chitanță în care vedem că un anumit doctor Bădescu cumpără o vază de maxi care costă 1800 de lei. Și ca să vă faceți o idee, salariul pe o lună al unui muncitor putea să fie undeva între 1700 și 3500 de lei în funcție de industria în care lucra. Deci, practic, o vază de maxi putea să, o vază de maxi putea să coste cât salariul pe o lună. Și asta era cea mai ieftină. Pentru că avem apoi, cred că cea mai scumpă e o carte legată în piele și încrustată, nu știm cu ce, dar este 25.000 de lei. Dar mi se pare interesant și utilizarea pentru masă și un fotoliu, țeavă de metal nichelat. Avem și o lampă tot așa, țeavă de metal nichelat. Deci avem niște materiale care sunt extrem de moderne, care practic intră și pe piața din România în acest moment. Așa, deci știm că are cumpărători, știm că Ion Minulescu, de exemplu, are obiecte de maxi, Tudor Vianu, de asemenea, criticul de artă, avea, se pare, un covor avangardist cubist semnat pe toată lărgimea lui maxi, chiar la intrare. Știm asta de la fiul lui Ion Vianu, care scrie în memoriile lui. Și, de asemenea, maxi este susținut de colegii săi din Avangardă cu articole. Avem atunci comparația lui Vinea între o lampă și un monument. El, după cum spuneam mai devreme, ne invită să ne uităm în jurul nostru și să observăm dezacordul variat al interioarelor dumneavoastră. O vizită la Maxi nu costă nimic. Atelierele sunt deschise toată ziua. Vizitați și vă veți convinge. Veți vedea cum o lampă electrică poate fi un monument mic fără să vă stânjenească. Veți vedea covorul modern și pe el divanul, scaunul, biroul secolului al XX-lea. Și ce spune Vinea nu este tocmai o metaforă, pentru că, într-adevăr, de exemplu, această lampă, care o vedem în tipanița literară, este inspirată din monumentul lui Walter Gropius de la Weimar, un monument cu un limbaj expresionist, care este creat în Weimar, orașul Bauhausului, orașul unde se deschide școala Bauhaus. Și deci este foarte interesant, pentru că am crezut mai întâi că este doar o simplă metaforă, dar de fapt nu este. Chiar aceste lămpi chiar au ceva sculptural, monumental. Și îndemnul lui Vina de a merge să cumpărăm de la Maxi este preluat și de scriitorul Felix Aderca în ziarul Adevărul în 1928, care ne spune: ce oferă mâna meșteră a lui Maxi? O carte legată, care a devenit un bibelou, o călimară nouă, o lampă originală, un fotoliu care se armonizează cu tabloul, cu lampa și cu biblioteca. Felix Aderca critică magazinele de mobilă ale capitalei și îi acuză pe cei care își construiesc și decorează casele fără profesioniști de cel mai jalnic diletantism. El cere o intelectualizare, spune el, o adaptare a interiorului la cerințele omului modern. O școală a gustului public. De ce vă spun asta? Este interesant pentru că este un tip de discurs pe care îl vedem la Maxi, la Vinea, la Aderca, care năzuiește către educarea publicului. Deci ei au un anumit scop aici în ceea ce fac. Vă se educe publicul prin acest impuls estetic. Și este un tip de activitate cu valențe pedagogice care o vedem în mișcarea modernistă internațională, de fapt. Și apare încă înainte de primul război mondial. Cazul Germaniei, de exemplu, este interesant pentru că tot vorbeam de școala Reimann. În 1910 se deschide la școala Reimann un curs de decorare a vitrinei, care este văzută ca un
o metodă de educație estetică, dar și morală, de fapt, a publicului. Deci ideea este că dacă ne plimbăm pe stradă și vedem ceva frumos, o să ne dăm seama că și noi vrem să fim mai buni. Dacă vedem ceva așa, un haos, înseamnă că avem cumva aceeași atitudine, o vom avea și în interiorul nostru și în viața de zi cu zi. Deci este foarte important că atunci când ne vedem pe stradă să fim educați în ce înseamnă estetica corectă. Max este foarte interesat de aceste teorii și folosește chiar vocabularul din manualele germane de decorare a vitrinelor. De exemplu, avem aici în partea dreaptă camera aurorilor, se cheamă Die Schreckenskammer, adică o vitrină care arată cum nu trebuie să arate. Și Maxi vorbește și el despre muzeele aurorilor, referindu-se la vitrinele și la interioarele din București. Și face asta în niște publicații, este o latură a activității lui care am fost surprinsă să o descopăr. El publică în niște reviste de profesioniști ai publicității și ai comerțului, deci nu în reviste de avantgardă. Și scrie despre, practic despre tehnici de marketing, le-am spune astăzi, despre educație estetică, sfătuiește comercianții cum să își aranjeze magazinele. Are un articol, de exemplu, care se intitulează Arta decorativă și arhitectura în slujba reclamei, unde vorbește și de vitrina tablou sau vitrina scenă. Deci avem aceste, toate interesele lui cumva se îmbină aici, și pictura și scenografia și vitrina sunt un total. Și ne mai spune următorul lucru, vitrina trebuie să fie încadrată în arhitectura exteriorului. Și ajungem aici la această fațadă revoluționară a magazinului Studio Maxi. În 1933, în revista Grafica Română și Publicitatea, deci tot o revistă de specialitate din domeniu, scrie că, datorită lui Maxi, negustorii bucureșteni au început să aprecieze la un moment dat cât înseamnă în ochii clientului aspectul exterior al magazinului și au început să aprecieze estetica fațadei. Ce spune articolul? Spune în felul următor. Semnalul l-a dat Maxi acum câțiva ani, când sub privirile îngrozite ale contemporanilor, în loc să recurgă la talentele speciale ale unui zugrav de firme care să-i tapiseze fațada cu obloane de tinichea caligrafiată, și v-am dat aici un exemplu, și-a permis să taie doar o vitrină mare, într-un zid, otova încrustat doar în partea de sus cu 10 litere de zinc. Studio Maxi. Deci vedem că chiar a făcut impresie acest magazin, dar continuă articolul care a fost publicat, cum spuneam, în 33. De atunci, Bucureștiul n-a încetat să se tot primenească, lăsând în urmă pe bietul Maxi. Într-adevăr, lucrurile se schimbă în anii 30, dar putem să spunem că, într-o măsură, este și meritul lui Max Herman Maxi, al Melei Maxi, al lui Vespremie, Andrei Vespremie. Dar, în orice caz, apar, într-adevăr, vitrinele moderne, clădirile moderne, Bulevardul Magheru. Apar și în revistele pentru femei niște exemple de cum putem să ne facem noi propriul covor cu bist. Și aici... Cubist este în ghilimele, niște ghilimele foarte mari. Dar e interesant că acest vocabular al modernismului deja a devenit mainstream, adică în anii 30 putem să ne facem noi acasă o pernă cubistă. Și aici am să închei, dar vă las cu ceva în loc de epilog. Pentru că strădanile lui Max Herman Maxi, ale Melei Maxi, ale lui Andrei Vespremie și ale Academiei de Arte Decorative au rămas în literatura română, într-un clasic al literaturii române și anume în Patului Procus de Camil Petrescu, care scrie despre unul dintre eroii cărții, Fred Vasilescu, își creează un apartament cu acest tip de interior cubist și merge în vizită la magazinul La Arta Decorativă, unde găsește următoarele. Paturi divane joase,
cu o singură tăblie la căpătâi, plecată, fără niciun fel de zorzoane, alte patru divane cu niște lăzi geometrice la capăt, pe care se pot pune vaze moderne și statuete stilizate, iar înăuntru așternutul. Fotolii ca niște cuburi scobite liniar sau scaune simple ca acelea țărănești, dar din lemn placat. Dădeau o impresie de lux nou. Un paralelipiped, pe el o placă mare pătrată, era o masă de sufragerie. Lămpi șfesnice de birou, făcute din arcuri negre simple sau lămpi de tavan în loc de lustre, cu niște cutii de sticlă mari mate. Covoare colorate, împărțite geometric și asimetric, împreună cu draperii de culoare, întregeau totul. Hotărâsem să montez o garsonieră și cum nu știam ce-mi trebuie, am intrat așa, la întâmplare, la arta decorativă, atras de vitrină. Și vă las cu vitrina, dacă tot am vorbit. Și dacă v-a plăcut și, mă rog, vă interesează, cartea mea este, datorită unei finanțări, e disponibilă gratis în format PDF de pe site-ul editurii. Deci puteți să vă uitați, are și niște poze foarte frumoase. Și o să apară, se pare și la Cărturești, să puteți să o comandați online, dacă vreți să o aveți așa. Dar, cum spuneam, deci puteți să vă uitați la ea, în primul rând, online. Da, cam asta am avut de spus și vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut și cred că avem puțin timp pentru întrebări, nu? Da, avem un pic de timp pentru discuție. Vă invit să răspundem invitației doamnei Croitoru de a dialoga pe tema deja dezvoltată. Vă ofer acest microfon. Se registrează, știți, și se va difuza pe canalul nostru de YouTube. Cum este, bună, Alexandru, cum este privită inițiativa asta de Academia de arte decorative de către instituțiile tradiționale ale statului, Universitatea de Arhitectură, asta mă interesează. Mersi. Deci vreți să știți cum, care erau reacțiile? Cum e văzută? Aha. Adică și care sunt relațiile? Da. Reacțiile care erau, nu știu, e greu de spus pentru că nu prea, adică nu au comentat, nu prea avem comentarii din partea acestor instituții despre Academia de Arte Decorativă, avem totuși niște personaje destul de importante sau angrenate în aceste instituții care se pare că aveau o relație de patronaj cu Academia, cum ar veni, de exemplu, Cecilia Cuțescu-Ștoc, care lucra și la Catedra de Arte Decorative de la Școala de Bele Arte, este în comitetul de patronaj al Academiei, Ion Minulescu, care era directorul artelor în perioada respectivă. În fine, se pare că era un interes și poate chiar susținere, dar nu știm foarte multe detalii despre asta, pentru că singura resursă care o avem este acest catalog al Academiei în care ei spun că aceste personaje îi susțin, dar nu știm exact dacă chiar este adevărat sau în ce formă are această susținere. Iar în general, cum spuneam, practic la expozițiile din perioada respectivă avem mai mult lucruri care țin de specificul național, cum mi se spunea, adică se încearcă o utilizare a formelor artelor decorative țărănești și în arta modernă sau în arta de zi cu zi de la oraș. Da, nu știu dacă cu foarte mare succes, dar există, de exemplu, și o fabrică de ceramică la care colaborează, de exemplu, Camil Resu și care face ceramică, mă rog, modernă, în ghilimele. Da, deci sunt și deci astfel. Deci n-a creat o reacție adversă, cum că asta ar fi ceva străin, nu este din valorile tradiționale românești, acest nu, discurs naționalist n-a fost... N-am citit despre asta nimic la adresa Academiei, adică pur și simplu la adresa Academiei. Sigur că asta era în presă, adică exista în presă la nivel foarte larg și bănuiala mea este că într-adevăr era un loc unde poate se duceau cei care nu vroiau neapărat să aibă acest stil național în casă.
sigur. Și, deci, cei care erau interesați de a colabora cu Academia de Arte Decorative sau de a-și cumpăra obiecte de acolo, aveau o viziune mult mai modernă asupra vieții și a interiorului, de asemenea. Mă rog, nu spun mai multe. Mulțumesc. Primite din partea familiei regale sau a anturajului familiei regale pentru cei care lucrau sau existau în Academia de Arte Decorative, pentru că, evident, familia regală, mai ales după 1922, se străduiește să promoveze stilul național, dar pe de altă parte este și o promotoare a modernismului. Mai ales Regina Maria se străduiește să facă acest lucru și, evident, post 1931-33, regele Carol al II-lea va face din plin acest lucru și în mai multe domenii. Dar pentru deceniul 21-31, lucrurile nu sunt, din punctul ăsta de vedere, foarte clare. Ați găsit ceva prin arhive? N-am găsit nimic, din păcate, dar nici nu m-am uitat în arhive care au de-a face cu familia regală, deci nu știu, poate este ceva, nu știu. Pentru că, de exemplu, avem pe Regina Maria într-o expoziție a grupului Criterion, cred, nu? În acea fotografie din expoziție. Da. Dar în legătură cu Academia, din păcate, asta n-am găsit nimic care să indice că ar fi știut sau că ar fi fost interesată de ce se întâmplă acolo. Mulțumesc. Vreau să vă întreb și eu ceva. Pregătind această expoziție, sigur că am parcurs o bibliografie, din care rezulta că, practic, tablourile realizate de Maxim nu aveau un succes și o vandabilitate care să-i permită să trăiască din asta și că, de fapt, participarea lui în Academia Artelor Decorative și tot ce a urmat, de fapt, îi asigura o sursă de existență sigură și consistentă. Și că, de fapt, sursele lui de trai, în principal, veneau din aceste obiecte cu caracter decorativ și nu din pictură. Pe de altă parte, vedem în fotografiile respective, pe care le-ați prezentat și dumneavoastră, sunt și în expoziția noastră, că pe pereții spațiului respectiv sunt multe lucrări, multe tablouri. Ați găsit în cercetările dumneavoastră, nu știu, ponderea acestor resurse de care el dispunea, știu eu, comanditari pentru lucrările de artă și comanditari pentru lucrările de artă decorativă sau lucruri de acest tip? Da, este o foarte bună întrebare. E un subiect care m-a preocupat. Care erau colecționarii, care erau mecena, care erau interesați de astfel de obiecte și de astfel de picturi, dar încă deocamdată sunt în căutări, nu am foarte multe răspunsuri și știu doar, de exemplu, despre Abraham Leibzisu, cel pentru care a fost făcută acea carte legată în piele foarte frumos, foarte colorată cu acea mică menora ca semn de carte. Aceea a fost pentru el. El era un industriaș evreu care a susținut avangarda, cred că și financiar, a contribuit la publicarea la diverse reviste și probabil că și cumpăra de la ei și la un moment dat își face o casă foarte frumoasă, foarte modernă la Berlin, pe la finalul anilor 20, care apare în revistele de decorațiuni interioare din Germania, este foarte apreciată și am încercat eu să mă uit cu lupa în acele fotografii dacă apare ceva, dar n-am putut să-mi dau seama dacă chiar să găsesc așa obiecte anume care aș putea să spun că au fost făcute la Academia de Arte Decorative. Eu cred că ce se vindea probabil bine erau aceste portrete, pentru că Maxi a făcut un număr de portrete care apar în expozițiile lui. Probabil că acestea erau făcute la comandă, poate, mă gândesc. Nu știu. Și, de asemenea, singurul tablou, din câte știu, care este în spațiul
extraeuropean, aș putea să spun, sau nu știu dacă doar în spațiul american, este la Institute of Fine Arts în Chicago. Există o pictură de Maxi din perioada berlineză, care a ajuns în colecția muzeului destul de recent, tot printr-o colecție privată. Deci, cumva, cineva l-a cumpărat și până la urmă a ajuns acolo la muzeu. Și asta mi s-a părut foarte interesant, traseul acestui tablou. Da, dar, din păcate, cred că mai este mult de lucru în a afla chiar cine erau oamenii care cumpărau artă modernă în București. Deci asta chiar aș vrea să aflu mai multe despre subiectul ăsta. El, sigur, știm pe lângă aceste activități practice de artist, era și un teoretician redutabil, are mai multe articole publicate în propria revistă, dar și în alte reviste, cum a fost unul. Revista 1, de exemplu, publică în 1931, dacă bine țin minte, un articol intitulat Considerații asupra mișcării moderniste sau moderne de la noi, în care totul este extrem de pesimist, trece în revistă toate eșecurile pe care le-a avut, începând cu expoziția sau ceea ce a urmat expoziție Contemporanu, legătura lui cu Marcel Iancu și apoi eșecul acestei Academii Artelor Decorative, pe care el a dorit-o un soi de Bauhaus autohton. Și aici trebuie să, apropo de comanditare și de succes în această zonă artelor, faptul că avangarda istorică la noi a fost întâmpinată cu ostilitate. Artiștii erau jigniți, în diverse publicații au fost suficiente articole care erau atacate aceste reviste, aceste expoziții și noua cale de noire a mijloacelor artei timpului. Ori, cred că și aici avem, și cred că s-ar fi un capitol foarte important al unei cercetări care să pună în evidență receptarea avangardei, care are legătură și cu evoluția societății și cu un anume conservatorism, care cred eu că este... Aici e un paradox. Pe de o parte, românii au fost aproape tot timpul în avangarda secolului 20. Să ne gândim la ce s-a întâmplat la Zürich cu dadaismul și după aceea ce s-a întâmplat și cu Brauner sau în literatură, sunt lucruri extraordinare. Pe de altă parte, în societate erau aceste reacții de respingere și de neînțelegere a unor stări de lucru. Spre exemplu, aici în jurul dumneavoastră aveți niște lucrări realizate în anii 30 și care prezintă mediile de la periferia societății, atât la propriu cât și la figurat. Pentru că e vorba de periferia orașelor. În același timp există artiști, cum este Resu, cum este Tonița, cum sunt alții, care pictează o altfel de lume. Este foarte, foarte interesant. E o lume colorată, strălucitoare. Vă vedeți că la el tonurile sunt terne, sunt acord cu această tematică tristă. În fața dumneavoastră, aici sunt lucrări din anii 40, spre exemplu. Sunt aluzii la ceea ce înseamnă destin, nu? Acolo unde este lucrarea aceea cu papagalul sau la acest personaj cu un șoarece captiv. Este vorba de acei ani ai unei societăți conduse de extrema dreaptă, fie că e vorba de regimul carlist în perioada 38-40 sau de ceea ce a urmat mișcarea legionară și dictatura antonesciană. Deci, cred că aici e un teritoriu realmente de explorat. Da, sunt de acord. Cred că este foarte interesant și mereu mă gândesc când merg la Muzeul Colecțiilor, de exemplu, că nu avem foarte multe exemple de artă de avangardă în aceste colecții care s-au păstrat așa integral. Și țin minte că parcă și Marcel Iancu a expus cam aceeași frustrare la un moment dat în anii 30, parcă citeam ceva că spunea că eu la început am început să fac aceste clădiri moderniste încă de din anul 26 sau 27, l-a făcut pe primele și a fost apreciat și acum toată lumea îi laudă pe cei care le fac acum și avem aceste clădiri în tot Bucureștiul și era puțin așa frustrat că fiind deschizător de drumuri, că nu în momentul când au început ei să facă, să aducă aceste idei la noi în țară, da, poate nu cred că au avut cea mai bună recepție nici în arhitectură, nici în artă, nici în artele decorative, din păcate. Bine,
Alte puncte de vedere, întrebări, aprecieri? Bine. Dacă nu, mulțumesc tuturor pentru interes, pentru prezență și dumneavoastră în mod special pentru această conferință care realmente ne pune probleme și ne deschide noi orizonturi de cercetare. Mulțumesc pentru invitație și pentru prezență.